Bună, dragii mei, bine v-am regăsit! Astăzi voi continua să facem o etalare generală pentru fiecare zodie în parte, o relaționare între fiecare zodie cu celelalte zodii. Am început ieri deja, am ajuns la zodia leului. O să începem întâi cu poveste generală despre zodia leului în perioada imediat următoare, pe toate planurile de data aceasta. Dacă se evidențiază un plan mai mult decât celelalte, evident că îl vom analiza mai mult, după care vom trece la relaționare cu celelalte zodii. Ok, o să începem acum cu zodia, o să continuăm de fapt cu zodia leului. Țineți cont că este o etalare colectivă, o etalare generală. Dumneavoastră trebuie sau este oportun să vă adaptați mesajele pe care le primiți situațiilor dumneavoastră particulare. Deja sunteți familiarizați cu aceste noțiuni, s-ar putea să nu mai fie nicio problemă. Dragii mei leuți, să știți că pentru unii dintre voi urmează o perioadă în care veți afla mai multe secrete, mai multe informații care v-au fost ascunse într-o perioadă, să zicem, de 2 săptămâni, 2 luni. Poate că vorbim despre persoane cu literele T, R, B, J, I, O, R. Cumva în urma acestor secrete pe care voi le veți afla sau informații care v-au fost ascunse, s-ar putea să luați anumite decizii. Cumva să se aleagă ori albă, ori neagră. Aceste secrete sunt menite să vă dezvăluie următorii pași pe care îi aveți de făcut, de parcurs în perioada imediat următoare, și această perioadă, aceste informații pe care le veți primi prin intermediul prietenilor, conjuncturii sau chiar dumneavoastră s-ar putea să aflați aceste informații care v-au fost ascunse vis-a-vis de o persoană, de ce nu de sex feminin, zodia Capricorn, Berbec, Taur, Vărsător, ca zodii predominante, o să vedem balanță, o să vedem și pe parcurs. În funcție de aceste secrete și aceste informații, să știți că cumva veți ști ce trebuie să faceți. Veți lua o hotărâre, veți lua o decizie, să știți că există această perioadă de transformare. Vi se transformă viața. Cumva veți pune punctul pe i. Cumva veți ști clar că lucrurile nu mai pot merge în direcția în care au mers până acum. Trebuie să faceți un pas înainte în cariera dumneavoastră, în planul financiar, în planul material sau în planul sentimental. Deci există acest moment care va face diferența. Există un moment care va face diferența. Oricum este o schimbare majoră, este o schimbare mare, este o problemă care vă solicită din toate punctele de vedere. Poate corelație în secret, poate corelație triunghiulară, poate că veți alege între două persoane sau veți fi aleasă dumneavoastră în defavoarea o altei persoane. Dacă ne referim la un trio amoros, ar putea ca persoana la care noastră vă gândiți să vă aleagă pe dumneavoastră pentru a merge mai departe împreună într-o etapă următoare, într-un nivel următor al acestei relații. Și vă veți simți destul de puternici, să știți, așteptați, vă simțiți pe val, așteptați să știți această reușită, cumva vă gândiți la o persoană care urmează să divorțeze, s-ar putea ca persoana la care dumneavoastră vă gândiți să fi făcut deja demersurile pentru a
veni către dumneavoastră, zodia balanței, de asemenea, vărsător, am zis, și vedeți, sunteți deasupra problemei sau urmează să depășiți această problemă, sunteți în așteptare, veți să vedeți ce va face acea persoană, însă este vorba despre o situație legală care va ajunge într-un punct terminus. Nu uitați că energiile se întrepătrund, poate că și de dumneavoastră este vorba, da? Poate fi persoana la care vă gândiți sau poate să fie vorba de dumneavoastră care veți lua o decizie radicală în ceea ce privește mai ales planul sentimental. Există de asemenea, în altă ordine de idei, un proces, o neînțelegere, o disensiune care se va rezolva în instanță, se va rezolva datorită unor secrete, unor informații care v-au fost ascunse. Odată dezvăluite, vă va ajuta să primiți acest câștig de cauză, de cauză dacă nu ați avut deja această înfățișare. Cumva vi se dă dreptate. Eu știu, această perioadă de executare silită, cineva poate că va persecuta, va executa silită și așa mai departe, va lua sfârșit pentru că vi se va face dreptate, aveți câștig de cauză pentru că la dumneavoastră va sta adevărul. Vă bazați pe aceste informații pentru că ele vă vor scoate din starea aceasta de incertitudine. Este ca o revelație, este cine sau cineva vă împărtășește, să știți, aceste informații care vă ajută în realizarea acestei reechilibrări financiare, materiale, afective. Dumneavoastră știți ce situație aveți. În orice caz, există un lucru care v-a afectat din punct de vedere emoțional, v-a dezechilibrat toată această secretoșenie. V-am spus, depinde de la ce plan v-ați gândit dumneavoastră, toată această secretoșenie cu o persoană pe care o considerați suflet pereche v-a dezechilibrat din punct de vedere emoțional și cum să vă spun, ați acumulat frustrări, neliniști, dar sunteți capabili în următoarea perioadă să știți să vă aflați peste toate aceste frustrări și să luați în mână problema, să fiți deasupra acestei probleme. Sunteți pe val, dragii mei, sau urmează să fiți pe val, să fiți deasupra propriilor probleme. Vă echilibrați, știți, dacă până acum ați fost dezechilibrați emoțional și, mă rog, și din alte puncte de vedere, acum parcă sunteți gata, știți cum, parcă mergeți la circ pe sârmă și aveți acel băț de care vă agățați și care vă conduce până la final. Sunteți pe o sârmă deasupra unei situații, unui eveniment. Nu știu sigur despre ce este vorba, dar și pur și simplu pe sârma este deasupra, jos sunt crocodili și vă țineți de această ramură, de acest echilibru, vă țineți echilibru și reușiți în final să treceți dincolo de problema care vă apasă, dincolo de situația care vă apasă și pe care o păstrați în inimă. Și vor fi, să știți, vor fi alegeri. Eu zic că este o a treia persoană implicată sau cel puțin cineva care a construit mult, a avut mult pe planul material, pe planul financiar, căsătorită, parcă alege, face o alegere. Sau puteți fi dumneavoastră cel sau cea care face o alegere. Aveți trei opțiuni, sunt trei persoane implicate la mijloc, trei situații. Dumneavoastră știți, parcă stați și vă uitați la ce ați construit, vă uitați la tot planul dumneavoastră, toată împărăția dumneavoastră, dar parcă să știți că vă uitați din depărtare și sunteți hotărât să nu mai puneți foarte mult accent pe planul material, pe ceea ce ați construit sau pe ce, sau cealaltă persoană nu mai pune
atâta preț pe ceea ce înseamnă material, pentru că simte cumva că în sufletul său nu este fericit, nu este fericită și ar fi gata, se gândește să fie pregătit să facă o alegere pentru a fi fericit, fericită și s-ar putea să divorțeze și să vină către voi să vă aleagă, s-ar putea să se gândească să renunțe la tot ce are cu acea persoană și să vină către dumneavoastră, poate din altă țară. Există o persoană din altă țară sau sunteți la distanță, vă desparte o apă extrem de mare, că este vorba de mare, că este vorba de ocean. În orice caz, există această distanțare, o distanță destul de mare între voi pe plan afectiv. Această persoană, v-am spus, parcă stă și se uită, uite cât am construit, uite cât am făcut, uite ce situație materială bună am și acest lucru pentru ce? Dacă eu nu sunt fericit, fericită în relația pe care o am, ce rost mai are să o continui? Mai bine divorțez, aleg persoana la care mă gândesc, pe dumneavoastră în speță, și mai bine, în ghilimele, mai bine sărac, dar bogat sufletește, măcar trăiesc bine. Poate că acum 3 săptămâni, acum 3 ani, cine știe. Și de asta vă spun că există această mulțumire. Veți fi mulțumit, mulțumită de alegerea pe care această persoană urmează să o facă în ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Există o mulțumire de sine, există acea relaxare, acea expresie. Răsuflu ușurat, a luat această decizie, aștept să vină și să ne vedem de treabă. Poate că a făcut aceste demersuri încă din luna septembrie sau din luna septembrie, poate că v-a spus că vrea să facă aceste demersuri pentru a veni către dumneavoastră, iar dumneavoastră așteptați cu nerăbdare acest lucru. Ați suferit, să știți, în trecutul dumneavoastră, din această relație triunghiulară, din acest trio amoros. Poate că a existat și o despărțire între voi, poate că ați tăiat la un moment dat această legătură din cauza faptului că această persoană nu se decisese la acest moment de a veni către voi și de a face această ruptură și pe foaie. E posibil că acea persoană să se fi despărțit în fapt, dar nu și legal de acea persoană. Și atunci a existat această suferință care v-a îmbolnăvit sufletește. N-ați mai dormit, ați fost extrem de agitați, agitate și cumva toată această emoție, toată această încărcătură negativă v-a afectat, pentru că v-a dezechilibrat extraordinar și perioade de neîncredere, de incertitudine vis-a-vis de faptul că această ființă va veni către voi la un moment dat, că nu va avea, v-ați gândit, nu va avea acea tărie de caracter sau nu va avea acel imbold de a face un pas către voi din cauza planului material, din cauza a ceea ce avea cu acea persoană, din cauza legăturii, fie că este vorba de financiar, fie că este vorba de job, de împărțire de proprietăți, și așa mai departe. Erau niște piedici care au legat această persoană sau cealaltă persoană l-a ținut sau a ținut-o cu aceste lucruri. Și v-a afectat și nici în astăzi, nici în ziua de astăzi, nici în ziua în care ne uităm la acest video, nu sunteți pe deplin liniștiți. Vreți să fiți liniștiți? Manifestați această liniște, această mulțumire sufletească, o aveți în cap, aveți în cap de asemenea ideea de că această persoană va alege și vine către voi și aveți această mulțumire sufletească, însă reminiscențele trecutului își spun cuvântul prin faptul că fizic nu vă simțiți foarte bine. Medical aveți anumite afecțiuni, depresii, cine știe, care v-au afectat în toată această perioadă. Și posibil ca această decizie pe care această persoană se gândește să o ia va veni surprinzător, ceva se întâmplă, ceva, știți, Universul pocnește din degete și lucrurile se precipită, lucrurile avansează, planurile se mișcă, cumva lucrurile merg înainte.
Și se termină oricum, se termină ceva, se termină toată această suferință, toată această situație, pentru că s-ar putea unii dintre dumneavoastră să vă gândiți, dar până la urmă cum, în ce fel? Mai există în altă ordine de idei, în alte cazuri, în viața persoanei la care dumneavoastră vă gândiți să fi intervenit ceva extrem de o situație la in extremis. Nu știu neapărat dacă este vorba despre o posibilitatea de a vedea că viața i-a târnat de un fir de ață. Înțelegeți? Sau, nu știu, un accident, o situație neplăcută în care și-a dat seama că cel mai important în viață este să trăiască clipa, să trăiască momentul, să nu mai adune o grămadă de valori, pentru că vine o vreme în care, Doamne ferește, lucrurile se pot întâmpla radical. Poate nu știu, să-i fi fost rău la un moment dat, să fi fost bănuit de vreun preinfarct sau o chestie de genul. Am fost, ia uite, ce înseamnă și pentru ce am luptat, pentru ce am muncit, pentru ce am făcut atâtea sacrificii, dacă eu nu sunt sănătos, sănătoasă și să mă bucur de ce am. Este așa ca o resetare sau ceva, nu neapărat, v-am spus, în mesaje diferite, sau ceva a intervenit în viața acelei persoane în care și-a dat seama că este cazul să se reseteze și să trăiască simplu, dar cu cea mai mare bogăție, care este iubirea și nu valori materiale. Și probabil de asta i s-a schimbat viața și este nerăbdător, nerăbdătoare această ființă, sau poate dumneavoastră sunteți nerăbdători, nerăbdătoare. Aceste întârzieri, să știți că au fost zodia vărsătorului de asemenea, cred că am mai zis, aceste întârzieri, să știți că au fost benefice, lucrurile se întâmplă exact așa cum trebuie să se întâmple. În orice caz, să știți că în acest viitor apropiat, în perioada imediat următoare, există acest lucru, această situație care se termină. Vedeți aceste săbi, această luptă, s-ar putea să fie o luptă și a acestei persoane și în justiție. V-am spus, poate că este un partaj, acest divorț, poate că acea persoană fiind extrem de rece, autoritar, cred că am zis taur, capricorn, berbec, șatenă cu ochii căprui. Acea persoană cumva, parcă a tăiat, a spânzurat, a încercat să facă tot posibilul să, ca persoana la care dumneavoastră vă gândiți să nu scape așa ușor, poate că și-a pus, poate că are o grămadă de, o armată de avocați. Mie așa îmi relevă această etalare, dacă nu rezonați cu ea, poate că sunt persoane care se află în această situație, dar eu așa văd din această etalare că există niște reguli, există niște situații legale, niște documente oficiale, o situație oficială care va fi, se va termina odată pentru totdeauna. Adică nu va mai fi, lasă că mai vedem noi luna viitoare, nu. Se va lua această decizie definitivă și revocabilă, iar aceste întârzieri sau se vor dovedi necesare. De asta spuneam că Universul știe ce e cel mai bine pentru fiecare dintre dumneavoastră. Haideți să vedem din punct de vedere amoros, dar oricum aici este pregnant o relație de trio. Amândoi poate că aveți pe cineva sau cel puțin unul dintre voi, mie mi se pare mai puțin energia masculină că are această problemă, această situație, dar nu este o regulă. Vedeți, această separare a ieșit și în plan amoros. Posibil că acum voi, dragii mei, să fiți în separare, încă să nu vorbiți până nu și să nu reluați această relație, până nu se clarifică toată această situație. De asta spun că dacă, probabil că demersurile au fost deja pentru unii
făcute pentru intentarea acestui proces de divorț, de partaj, de custodie și așa mai departe, în cazul în care există copii, nu văd, dar e tot ce este posibil. Nu vrea să vă pună în pericol, nu vrea să fiți părtaș, părtașă la toată la tot acest circ care poate să fie și un circ mediatic. Cine știe, oricum ceva este. E o persoană destul de cunoscută, o persoană publică sau dacă nu, este o persoană care măcar este recunoscută în anturajul său la serviciu și așa mai departe. Vrea să vă protejeze, vrea să stați acolo unde stați ca să nu fiți pusă într-o postură ușor bizară. Sunteți în despărțire, dumneavoastră sunteți în tristețe, sunteți triști, triste, posibil de la jumatea acestui an să fiți în această separare, în această distanțare, jumătate de an, dacă nu un an, sau ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, sau din luna iunie există această despărțire și nu vă simțiți bine. Persoane, de asemenea, da, am zis, Atene cu ochii căprui, castaniu, în sfârșit, dar vă gândiți, știți cum vă simt, sunteți în separare, știți că trebuie să așteptați ca celălalt să-și rezolve situația pe toate planurile, iar în capul vostru este această alegere pe care acea persoană o va face, că vine spre voi și spune că v-a ales, iar pe dumneavoastră vă mulțumește extrem de mult această situație, acest moment. Haideți să vedem ce mai putem afla. Sunt lecții, vedeți, pe care trebuie să le învățați pentru din cauza, să spunem, acestei separări, din cauza faptului că există aceste întârzieri. Această separare de persoana iubită, acest fulger, acest turn, această situație, poate la limită, aceste alegeri, această suferință, această îmbolnăvire fizică, dacă este, aceste secrete pe care dumneavoastră le aflați, tot acest torment emoțional vă conduce deasupra tuturor problemelor. De ce? Pentru că Universul exact asta și spune. Acestea sunt niște lecții pe care le aveți, niște datorii karmice, niște plăți karmice pe care le veți plăti pentru a vă continua viața. Sunt lecții de viață care vă crește din toate punctele de vedere, vă crește mai ales din punct de vedere spiritual. Aceasta este o lecție pe care ați primit-o sau pe care urmează să o primiți poate extrem de dur, prin tristețe, prin decepție și prin suferință sau prin, eu știu, sănătate șubredă, dar veți renaște, dragii mei, ca pasărea Phoenix din propria cenușă, pentru că veți avea foarte multe revelații, veți avea foarte multe situații în care știți cum o să stați, să spuneți: "A, uite-mă, vezi de ce s-a întâmplat lucrul ăla? Nu mi-am dat seama atunci, dar uite, era necesar să se întâmple, pentru că dacă nu se întâmpla, poate că nu eram atât de bine în ziua de astăzi." Haideți să vedem acum ca relaționare a leului cu celelalte zodii. Și avem leu cu berbec. Haideți să vedem dumneavoastră și o persoane din zodia berbecului. Vom discuta acum doar despre planul afectiv. Oricum și înainte, la generalități, mi s-a părut tot planul afectiv foarte pregnant, pentru că există această relație de trio. Ok, haideți să vedem pentru leu berbec. Hai să luăm așa. Berbec, că cred că este mai simplu. Leu, taur, și în felul ăsta nici nu mai uit vreo zodie. Leu, gemeni. Nu cred că e mai simplu așa, cred că sunteți de acord. Așa mi-a venit în cap. Ok. Deci, berbec, taur, gemeni. E cel mai bine să nu uit vreo zodie. Rac, leu, rac.
Ok. Leu rac, leu fecioară, balanță, leu balanță. Ia să le pun eu mai așa, să avem loc. Ok. Leu scorpion. Leu săgetător, capricorn. Sunt niște cărți care mi-atrag atenția, să știți că nu le pun la întâmplare. Vărsător și pești. Pentru vărsător, vărsător și pești. Ok, haideți să vedem. Deci, leu berbec, leu taur, leu gemeni, leu rac, leu fecioară, leu balanță, leu scorpion, leu săgetător, leu capricorn, leu vărsător, iată, leu pești. Vedeți? Cel mai bine să nu sar. Leu pești. Ok. Numai că îmi iau, sunt precaută. Bun, cel mai bine așa o să observăm. Bun, leu berbec, cu persoane din berbec. Dragii mei, să știți că deocamdată nu sunt condițiile cele mai bune pentru o împăcare, pentru o despărțire cu o persoană din zodia berbecului. Vă aflați la o distanță considerabilă, unul față de celălalt, posibil literele E, R, I, S, E, D, N. De asemenea, vă gândiți dacă va mai putea să fie ceva între voi. Posibil să stați în țări diferite, orașe diferite, lângă o mare, lângă o apă, lângă un râu. În sfârșit, parcă sunteți, dumneavoastră sunteți singur, singură. Și vă gândiți dacă va mai ieși soarele pe strada dumneavoastră. Cât de asemenea, păstrați-vă, dragii mei, credința și speranța, pentru că chiar dacă nu vedeți în acest moment o reușită la care vă gândiți, la o dorință împlinită, să știți că este ceva nou și pozitiv. S-ar putea ca să nu mai existe o șansă reală cu o persoană din zodia berbecului, însă cineva cu totul și cu totul nou este posibil să intervine în viața dumneavoastră. Încă nu vedeți acest lucru, încă nu s-a întâmplat, încă nu este, însă această ființă s-ar putea să fie în jurul dumneavoastră și să nu-i acordați acea atenție, fie că este vorba de vreun coleg de serviciu sau, eu știu, ați cunoscut pe internet această persoană sau urmează să cunoașteți această ființă nou-nouță cu care, din câte se observă, lucrurile merg spre bine, pozitiv, sau poate să fie o nouă dragoste. Dar cu acea persoană din zodia berbecului s-ar putea să nu mai fie șanse reale de împăcare. Leu Taur. Există niște vindecări în ceea ce privește o persoană din zodia Taurului. S-ar putea să fie o persoană brunetă cu ochii negri, tenul alb. O diferență de vârstă, cineva este grizonat, mai în vârstă, unul mai în vârstă decât celălalt. S-ar putea ca energia masculină, dar nu este o regulă, literele A, G, R, N, A, A. A, iese cu A foarte mult, de asemenea o să las doar pe cele care ies pregnant. Sunteți puternici și parcă vreți să vă luați un pic viața în mâini, pentru că știți cine sunteți, știți ce puteți. Ați obosit să așteptați, unii dintre dumneavoastră parcă vreți să vă vindecați de o persoană din zodia Taurului care v-a făcut să suferiți, de ce să nu recunoaștem, v-a durut această relație până la fizic, până la medical și cumva sunteți pregătiți să treceți peste această decepție în viață, să vă vindecați atât provocările fizice cât și emoționale, dar și pe ceilalți. S-ar putea să lucrați în domeniul medical, psihologi, psihiatri, în orice caz vă afundați în muncă în perioada imediat următoare și parcă vreți să iertați ceea ce s-a întâmplat în trecutul dumneavoastră, dar să mergeți mai departe. Sunteți hotărâți să renunțați
sau sunteți la capătul puterilor, sau aveți în vedere și o renunțare la o fostă relație cu o persoană din zodia taurului, tocmai pentru a trece mai departe, a vă vindeca și a vă vedea de viață. Posibil să vă placă culoarea verde, cuiva îi place culoarea verde foarte mult, iar, cum să spun, dumneavoastră sunteți așa într-o aură destul de... nu într-o aură, sunteți într-o zonă de negru, dar parcă cumva încet, încet vă reveniți. Vă reveniți și vreți să treceți mai departe. Leu, Gemeni. Există copii la mijloc, dacă nu doi, unul cel puțin. Cineva are din zodia gemenilor un copil sau vă gândiți să faceți un copil cu cineva din zodia gemenilor. Literele T, E, S, R, O, A, Roz, Roza, Roz, Tatiana, Tudor, Teodora și așa mai departe. Există o diferență de vârstă între voi și această persoană, s-ar putea să fie mai tânără decât voi această persoană din zodia gemenilor, dar dacă nu mai sunteți împreună cu această persoană, s-ar putea să fie o relație ideală, vulnerabilitate, v-ați purtat copilărește și ați ajuns să, cum să vă spun, să vă cam pună la pământ această relație, însă din câte se pare, sau am omis să vă spun că s-ar putea să lucrați sau să lucreze în învățământ, să lucreze cu copii, educatori, profesori, babysitting, în dezvoltarea tinerilor, cursuri, cam pe aici, să vă fi cunoscut la vreun curs, fie că este online, fie că nu, cu această persoană, sau vă gândiți... Această persoană are o grădiniță sau are ceva care implică copiii, babysitting, sau să se gândească pur și simplu, dacă nu, să aveți un copil împreună sau un plan nou, un obiectiv nou, ceva nou, să construiți ceva nou împreună. Are grijă de dumneavoastră, a avut grijă de dumneavoastră sau dumneavoastră vreți să aveți grijă de această persoană fiind mult mai mămoasă, pentru că ați privit această ființă ca un copil, ca ați luat-o de mânuță și ați avut grijă să nu-i se întâmple nimic rău. Mămoșenie și jucăușenie la mare artă pentru voi în această relație leu-gemeni. Leu-rac. Dragii mei, la rac există o perioadă plină de schimbări cu suișuri și coborâșuri în ceea ce privește o persoană din zodia racului. Cu această persoană, din câte se observă, a trecut prin multe, dar și prin suișuri și prin coborâșuri. V-au despărțit anumite situații, anumite blocaje, ați avut răbdare, le-ați trecut, însă acum parcă vă lipsește curajul. Poate că sunteți despărțiți de această persoană, mă rog, că sunteți într-o separare, dar parcă nu mai puteți să reluați această relație care a fost repetitivă. Vi s-a tot întâmplat această despărțire, împăcare, reîmpăcare și parcă nu mai aveți acea forță, acel curaj de a mai merge mai departe. Vă întrebați dacă mai este posibilă o relație cu această persoană cu litera M, L, H, H, G, E, A, R, de asemenea S. Această persoană poate că vă transmite prin intermediul mesajelor sau empatică, este alături de voi și vă va ajuta să aveți curajul să mai acordați o șansă. Ok, leu-leu, haideți să vedem cu leu-leu. Să știți că există o persoană tot cu litera M, o persoană care este extrem de... o persoană mistică, o persoană care îi plac jocurile, șaradele, îi place să se joace cu voi. Zodia poate să fie și zodia săgetătorului, se combină, sau ascendentul în zodia săgetătorului, cine știe. Însă această persoană este, era să zic, magică. Este enigmatică, o persoană care nu prea se destăinuie așa cu una, cu două, dar este șarmantă, brunetă cu ochii negri. Este o persoană extrem de puternică, o persoană care v-a dominat până la un moment dat. Sunteți un pic în negură în ceea ce privește această persoană, pentru că nu o cunoașteți foarte bine, nu știți ce-i poate pielea.
dar fiți gata de acțiune pentru și nu luați pe nu ca răspuns. Cumva vă gândiți la această persoană că nu va fi niciodată nimic între voi sau nu va mai fi niciodată nimic între voi, pentru că această persoană se ascunde, nu spune tot ce are pe suflet, vă ascunde ceea ce simte pentru voi și dumneavoastră parcă nu mai vreți să așteptați, însă să știți că cumva vis-a-vis de această persoană, cum necum vor apărea niște soluții miraculoase și parcă iese din umbră, vă faceți lumină și vă veți da seama despre ce este vorba cu această persoană în mod miraculos pe neașteptate. Ceva se întâmplă și veți realiza care este treaba cu această persoană. Am zis leu, leu, da? Ok, fecioară. Dragii mei, leu cu fecioară, există o mutare. S-ar putea ca acea persoană să vină în orașul dumneavoastră sau să vă mutați împreună cu această persoană sau să vă doriți să vă mutați cu această persoană. În orice caz, în viața dumneavoastră și a acestei ființe există o schimbare extraordinar de mare, un nou început, o nouă idee, un nou plan. Poate faceți planul cu această persoană, poate faceți planul să vă mutați împreună sau cel puțin să diminuați distanța dintre voi. Această schimbare majoră și această mutare, să știți că vă va aduce din nou speranță și o energie pozitivă. Leu, balanță, primiți o veste de la această balanță, dragii mei, dacă aveți o relație cu o persoană din zodia balanței, nici nu contează în ce relație vă aflați, rezultatul dorit va apărea foarte curând. La ceea ce v-ați gândit vis-a-vis de această persoană, va apărea foarte curând. Fiți răbdători, dragii mei, credință și nu încercați să forțați lucrurile, să faceți tot felul de compromisuri sau să insistați asupra ceea ce v-ați propus cu această persoană, pentru că este o chestiune de timp și acest lucru se va întâmpla extrem de curând. Poate să fie o persoană cu litera R, U, Z, A, de asemenea, D, F și L. Pentru Leu, Scorpion, există între voi, să știți, o relație extrem de, cum să vă zic, magică, o relație, nu știu, parcă ați cunoscut această persoană care v-a vrăjit, efectiv v-a vrăjit, nu mai, nu, cum să vă spun, v-a amestecat gândurile cu amintirile. Mă scuzați, mai glumim și noi. V-a deturnat așa, parcă dumneavoastră ați trăit până atunci, știați foarte bine ce aveți de făcut, aveați drumul dumneavoastră, mergeați tot înainte, rutina zilnică, această persoană a venit în viața dumneavoastră și parcă v-a scos din tot ceea ce ați trăit până atunci și din acel moment totul a fost magic. Se poate să fi cunoscut această persoană într-o grupare spirituală sau să comunicați pe internet din punct de vedere spiritual sau, nu știu, a fost profesor de yoga, profesoare de yoga, spiritualitate, ezoterism, oculte, arta divinației, renașteri spirituale, treziri spirituale și așa mai departe. Pentru că această persoană, din câte se observă, are această capacitate de a vă scoate și a vă sfătui și a vă da seama de ceea ce dispuneți ca și har în această lume și parcă vă conduce să vă împliniți misiunea dumneavoastră specială pe acest pământ. Poate că v-a introdus în artele de care eu am menționat mai devreme, în spiritualitate și parcă Reiki, există și posibilitatea unor cursuri de Reiki. Oricum este o relație sau ați avut o relație cu această persoană sau aveți extrem de comunicativă la nivel spiritual, comunicați la nivel celular, intuiți foarte bine ceea ce vrea această persoană, cum și această persoană vă intuiește harul, vă sunteți unul celuilalt aproape la nivel empatic celular, chiar dacă sunteți la distanță sau chiar dacă pentru unii, dacă există acest caz, nu vorbiți în această perioadă.
Pentru leu săgetător. În acest caz, să știți că există o teamă de nou, poate că aveți o relație la început cu această persoană care poate să fie și din zodia gemenilor. Adică mie îmi spune că să aibă ascendent în zodia gemenilor. Este o relație de yin și yang, v-ați regăsit unul pe celălalt, poate că ați trăit și în alte vieți împreună pentru cei care cochetează cu acest concept, ați găsit această persoană și parcă vi se pare că tot ceea ce trăiți în momentul acesta sau ce ați trăit cu această persoană, dacă sunteți în separare, n-ați mai trăit niciodată cu nimeni, v-a vrăjit, a pus stăpânire pe inima dumneavoastră și orice ați face, să știți că gândul vă este doar la această persoană, vă stăruie în gând, nici măcar nu știți despre ce este vorba, fluturașii sunt în stomac, dar sunteți dezorientat, dezorientată, nu știți de ce vi se întâmplă acest lucru cu această persoană și nu știți cum să acționați vis-a-vis de această persoană pentru că s-ar putea să nu o cunoașteți foarte bine. De aceea spun că s-ar putea ca relația să fie la început, abia ați cunoscut această persoană sau dacă ați cunoscut-o de mai multă vreme, poate că nu ați intrat în așa detalii despre viața sa, despre ceea ce face și ați preferat să trăiți momentul. Dar acum, relația avansând și devenind din ce în ce mai profundă, să vă puneți întrebări dacă există vreo șansă cât de mică de a fi împreună. Eu zic că este o relație nouă, cu o ființă nouă, care v-a furat inima, care v-a vrăjit și care, pe care încă nu o cunoașteți foarte, foarte bine. Cereți sfatul dacă nu știți ce să faceți, nu știți dacă să continuați în această relație, dacă este bine să continuați această relație, vedeți că este și un trio, ai s-ar putea să fie căsătorit-căsătorită sau dumneavoastră să fiți căsătorit-căsătorită și să fi intervenit această persoană în viața dumneavoastră neașteptat, nici măcar nu ați realizat, nu v-ați așteptat să mai intervină în viața dumneavoastră această persoană cu tenul alb, să știți că nu este o persoană pe care o cunoașteți, cunoscută. Nici n-aș putea să o văd foarte, foarte bine, pentru că fața este așa într-un soi de umbră. Nu luați decizii pripite, să nu vă sperie, este cumva acea situație în care ați vrea să continuați în această relație, dar vă sperie cât de puternică, cât de profundă, aveți senzația că s-ar putea să vă mintă această persoană, să nu fie sinceră, pentru că prea s-au întâmplat toate așa, fără să vă așteptați. Nu luați o decizie încă, mai stați, mai gândiți-vă, adunați informații și apoi simțiți-vă liber să luați o decizie, dar doar în momentul în care cunoașteți această persoană, literele L, I, N, Alina, M, de asemenea, A, D și C. Pentru săgetători există o legătură cu o persoană care, alături de care ați zburat la un moment dat, vorbind de metaforii, care v-a ajutat într-o situație, v-a scos dintr-o rutină zilnică în care v-ați afundat, literele R, O, U, A, de asemenea, poate să fie cineva cu Aura, Aurora, Aurelian, Mandra, depinde. În general, cu literele A, R și U, Z, de asemenea, a fost ca o opțiune. V-ați găsit drumul unul către celălalt, ați comunicat pe calea aerului, s-ar putea să fie avut o comunicare pe internet sau prin intermediul mesajelor. Sunteți ca sfat vis-a-vis de această relație, nu vă lăsați trași înapoi de opiniile celorlalți vis-a-vis de această relație, că s-ar putea ca să fi spus la prieteni, la familie despre ceea ce trăiți cu această persoană, să nu fi fost de acord și să vă încerce să vă tragă înapoi cu opinii care nu corespund așteptărilor dumneavoastră. De aceea, indiferent de ceea ce faceți, indiferent de ceea ce simțiți puternic, simțiți înalt, ceea ce într-adevăr s-ar putea să îi amenințe pe cei din jurul dumneavoastră, pentru că sunteți cumva pe val, sunteți destul de sus,
nu coborâți pentru că și ceilalți care poate nu vor fi sau nu au fost de acord cu această relație, în cele din urmă vor fi de acord cu această relație și vor realiza că dumneavoastră aveți dreptate și aveți dreptate să vă bazați pe ceea ce simțiți vis-a-vis de această persoană. Leu Capricorn. Hai să vedem dacă le-am zis pe toate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu știu ce am făcut, am Capricornul aici, s-ar putea să fi repetat o zodie. Dacă am repetat acea zodie, nu este nicio problemă, pentru că înseamnă că a fost mesaj suplimentar. Pentru Leu Capricorn, răbdare cu o persoană ca din zodia Capricornului pe care nu o cunoașteți foarte bine, sau ați avut impresia că o cunoașteți și nu ați cunoscut-o, aveți răbdare, strângeți toate informațiile de care aveți nevoie, sunteți și dumneavoastră la distanță față de această persoană, poate în alte țări, alte continente, posibil să comunicați prin intermediul internetului, telefoanelor, mesageriei. În orice caz, să știți că încercați să aflați mai multe despre această persoană înainte de a vă implica într-o relație, pentru că parcă vă e teamă să întrebați acea persoană ce face, cine este, cu cine este, dacă are sau nu pe cineva. Cumva aveți așa în inima dumneavoastră o strângere de inimă să întrebați pur și simplu ce are de gând vis-a-vis de voi și de ceea ce vă doriți să faceți în continuare cu această persoană. Sunteți singuri, dar și cealaltă persoană este singură, vă gândiți unul la celălalt. Există o perioadă în care trebuie să aveți răbdare, sau, mă rog, este oportun să aveți răbdare, să strângeți informații despre această persoană până la a continua și a deveni ceva mai serios. Nu vă aruncați cu capul înainte și nu dați cu piciorul la lucrurile pe care deja le aveți în prezent. Bucurați-vă să aflați despre această persoană pentru ca mai apoi să puneți în acțiune ceea ce ați aflat, pentru a nu vă face scenarii și a nu lua totul la modul personal. Dacă nu vă cunoașteți foarte bine, nici nu are rost să intrați în dispute, în lucruri pe care încă nu le cunoașteți. Dar n-am sărit nicio zodie, din câte observ. Capricorn vărsător. Cu cei din zodia vărsătorului s-ar putea să aveți de împărțit o casă, un partaj, literele N, A, Z, E, de asemenea, dar să știți că tot ce a fost mai greu a trecut. Relaxați-vă, simțiți-vă de acum în siguranță, cumva aveți câștig de cauză într-un proces cu această persoană, grizonată, cu ochii căprui, tenul alb, cărare pe mijloc, o persoană cu care ați avut, din câte se pare, ceva în comun. Dacă ați fost căsătorit, foarte bine căsătorit, ați avut o casă sau proprietăți și ați posibil să fi avut așa o perioadă în care v-ați certat, v-ați ciondănit până ați ajuns la o concluzie. Dar, vis-a-vis de această persoană, din câte se pare, ce a fost mai greu a trecut, simțiți-vă protejați în siguranță, pentru că există o perioadă de acum de liniște. Și pești, să vedem la pești, pentru că am omis această zodie sau, mă rog, vă gândiți la o persoană din zodia peștilor, dar posibil să avem și ascendent în vărsător și rac, sunteți singur-singură, cumva vă gândiți dacă va fi ceva cu această persoană, sunteți la distanță, vorbiți pe calea aleși dumneavoastră, poate pe internet, vă desparte o mare, oricum e o distanță destul de mare unul față de celălalt, persoane brunețele sau castaniu închis cel puțin cu ochii căprui. Există diferențe de vârstă sau în viața acelei persoane mai există o adolescentă. Dacă vă simțiți,
simțiți această nevoie, această etalare, sfatul îngerilor spun că puteți să petreceți timp să meditați asupra acestei relații, petreceți-vă această singurătate meditând în natură asupra a ceea ce vă doriți și asupra intențiilor dumneavoastră. Dacă aveți intenții de a avea o relație cu această persoană, să știți că soarele va răsări, problemele se vor rezolva. Dacă sunteți în separare, există șansa unui început. Însă, ca idee generală, este necesar să dobândiți o perspectivă pozitivă asupra situației la care dumneavoastră vă gândiți în acest moment vis-a-vis de această persoană din zodia peștilor. Cam atât în ceea ce privește această etalare relaționare leu cu celelalte zodii. Sper că ați găsit mesaje interesante care vă vor ajuta să aveți un tablou general asupra situației dumneavoastră particulare. Nu-mi rămâne decât să vă îmbrățișez, să vă urez tot binele din lume până la etalarea următoare. Vă pup, vă iubesc, numai bine! La revedere!